Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Brazla Haiducilor! În episodul de astăzi o să vreau să upgradăm acest shop de Netherite, o să-l modificăm destul de tare, o să facem chiar altul pe ăsta, distrugem complet și facem alt shop de Netherite. Între timp aici la spawn s-au făcut foarte, foarte multe modificări de când am făcut noi acel shop. A apărut aici două chestii foarte mari și nu cred că ar trebui să dau spoilere, deoarece unul se postează pe la 10 și al doilea la 12, parcă, la ora 12. Deci n-ar trebui să vă dau niciun spoiler și încet încet zona asta evoluează destul de tare și apar construcții tot mai mari, ceea ce este un lucru bun și nou. Nu spune că a bubuit. Nu, nici nu mai stau aici, nici nu mai stau cu creeperi acolo de vorbă, deoarece aparent nu prea ne merim și bubuie aici, deși am vrut să sting chestia aia, dar acum asta e, nu cred că arde shop-ul. O să mai mă uit la chestia aia și când dispare creeperul o să o sting. Dar acum de început va trebui să ne apucăm efectiv să dărâmăm acest shop. Hai să batem zombiul ăsta și hai să luăm titlul de proprietate, care aparent iarăși ne va lăsa scos de aici. Și hai să ne uităm exact cum stăm cu coordonatele. 512, unde vine 512? 512 vine undeva pe aici cu 947, care e aici. Bun, hai să notăm puțin coordonatele. Uite, o să pun un chest de ăsta ca să știu că de aici începe până la 527, care vine până aici. Deci până aici vine. Notăm niște chesturi, chiar alte iteme nu am la dispoziție în momentul de față, cu 490 ăsta și 488 venind, cred că aici, 488, da. Deci cam ăsta e locul disponibil pentru upgrade-ul acesta și dacă ne uităm putem să venim efectiv până aici. Bun, acum ideea e că acest shop o să aibă două intrări, datorată faptului că shop-ul ăsta pe care l-a făcut Demel l-a făcut destul de greșit aici și mi-am și zis că a făcut rău intrarea, nu trebuia să vină cu intrarea în partea asta, trebuia să vină cu intrarea în partea asta, deoarece aici va veni și un drum și aparent e plin de creeper pe aici și nu am chef să bubui pe aici. Mers aici pe lângă notariat să mai bubuim notariatul, ar fi destul de nasol. Deci, precum am zis, o să avem două intrări, o să avem una prin partea asta și una prin partea asta ca să fie mai ușor și pentru acel shop de acolo, deoarece lumea dacă vine pe aici poate să treacă mult mai ușor prin shop-ul de Netherite și să ajungă acolo. Deoarece cu shop-ul o să ne extindem efectiv până aici, o să fie un shop destul de mare față de chestia asta de început și precum v-am zis, acesta a fost un shop de nivel 1, cum ziceam eu atunci, de level 1, deoarece am vrut să-l upgradez mai repede chiar, dar aparent doar acum mi-am făcut timp și pentru chestia asta și celelalte proiecte sunt puțin mai mari și atunci am zis să fac chestia asta ca să pun și episod. Deci, ca să pun episod cu ceva, să zicem așa, să nu vă țin mai multe zile fără episod, deoarece proiectele celelalte de care m-am apucat sunt destul de mari și durează mult până le fac, deci ne apucăm de treaba asta. Pentru început o să dărâm în totalitate shop-ul și revin când l-am făcut, pe efectiv să dispară de aici, l-am distrus în totalitate. Și am distrus în totalitate shop-ul, am luat toate materialele de aici, am luat titlul de proprietate de care trebuie să avem mare grijă să nu cumva îl pierdem, că e problemă dacă îl pierdem. Și cam așa arată locul gol, avem un loc relativ mic să zicem așa, dar o să fie destul pentru ceea ce vreau să fac, o să încerc să mă încadrez cât se poate de tare în locul ăsta și să mă înalț în sus cu clădirea ca să totul să arate ceva mai bine și să fie mai înaltă. O să continuăm, o să bag destul de multă lavă, de exemplu, o să arate mișto într-un final. Dar acum vreau să văd ce se vinde aici la corabia asta. Deci am văzut că sunt puse niște sign-uri de astea și sunt curios ce sunt aici. Ok, eu aș avea nevoie de shroom light-uri, cred că așa se numesc. Așa că hai să vedem dacă găsim și noi niște shroom light-uri pe aici, Blackstone. De Blackstone o să am nevoie, deci o să facem niște cumpărături pe aici la un moment dat. Gold, ok, Glinderet Goldstone, cum? Glinderet Backstone, am înțeles, pe aici Obsidian, trebuie să te bucăți un diamant, hai că e destul de bine, un preț relativ ok, Blaze Rod, așa, Glowstone, Shroomlight. Uite, Shroomlight-ul și Shroomlight-ul e un diamant, 32 de bucăți, un preț foarte, foarte bun, așa că hai să ne scoatem noi frumos, Ender Chest-ul, e vreun Ender Chest pe aici? Uite, e acolo jos, dar nu cobor în momentul de față, chiar nu vreau să cupăr până acolo. Luăm frumos Ender Chest-ul, punem astea așa, ne luăm portofelul
și luăm de aici două blocuri de diamant și să le transformăm în diamante normale. Și shroom light-uri am nevoie de 32 de bucăți, tot nu am nevoie de foarte multe, deci un diamant 32 de bucăți. Bun, și de blackstone o să luăm ceva mai mult. Blackstone-ul cât e? Un diamant per stack. Bun, luăm 5 stack-uri. Sper că o să fie ok cu 5 stack-uri de blackstone. Deci am luat aceste materiale. Hai să le punem pe astea la loc. Are un crafting table pe aici. Uite acolo un crafting table. Hai să spargem asta odată. După care le spargem pe ăsta. Mergem să facem blocurile diamant la loc. Uite așa. Și le băgăm frumos în portofel. Bun, le-am pus astea aici. Stăm destul de rău cu diamantele. Avem doar 26 de blocuri de diamant, așa că trebuie să fac cumva cu afaceri, cu chestii, ca să facem și noi mai multe diamante, deoarece nu vreau să rămân cu atâta toată seria. Vreau să am mult, mult mai multe diamante, mai ales că o să avem treabă cu niște chestii unde trebuie să dau eu de multe diamante și chestii de genul. Așa că trebuie să ne ocupăm și de diamante, să facem rost de cât mai multe. Și ăsta e un generator? Nu știu ce e chestia aia. Aici, din câte știu, n-am făcut nimic, nici spun la interior, nu știu, acum mă plimb puțin pe aici să vedem ce s-a mai făcut pe aici și nu, deci toată treaba asta e goală, dar oricum o să fie foarte, foarte mare și o să vinem și noi ceva acolo în interior, nu știu dacă v-a zis sau nu, dar o să fiu și eu acolo un vânzător de ceva, dar hai să nu ne mai lungim cu chestiile astea și să ne apucăm să facem o structură de început al acestei construcții. Ideea e că în momentul de față ar trebui să scoată acest netherrack, deoarece nu o să rămână aici, deși o să-l scoatem noi pe parcurs, dar în momentul de față o să mă apuc de o schiță pentru viitorul shop și am să vedem momentul în care am o mică schiță pentru acest shop, am început aici niște chestii să le fac și revin atunci. În momentul de față începem să facem o mică schiță așa de început, ca să vă explic și vouă cum vreau să fac. Vreau să fac o intrare de 4 blocuri lățime în primul rând. Și o să facem intrarea asta pe ambele părți și o să fie de 4 blocuri lățime intrarea și 2 tot lățime, să zicem așa. Și mai venim și în partea asta și facem aceeași chestie unde iarăși facem a doua intrare. Uite aici. Și va trebui să fac puțin transforming aici în spate, deoarece blocurile astea sunt puțin mai sus decât shop-ul și să ridic tot nivelul. Nu are rost, deoarece oricum shop-urile astea deja încep să coboare pe aici și nu ar fi prea ok să ridic atât de mult nivelul. Uite așa, 3 blocuri înălțime, cred că e ok și va fi bine cu 3 blocuri înălțime. Așa, facem și aici 3 blocuri, facem și aici 3 blocuri și avem aici mare stone cutter, l-am adus eu, ca să putem să transformăm stone-ul ăsta, blackstone-ul ăsta mult mai ușor. Și vreau pentru început să facem niște stairs-uri de astea, avem nevoie de o bucăți, bun, care o să vină în partea asta pentru intrări în principal, dar haideți să nu ne mai lungim prea mult și să nu mă lungesc eu de fapt cu explicațiile astea legate de shop. O să mai fac câteva chestii pe aici, o să pun aici niște blocuri deasupra, o să văd cam cât o să ies în lateral și care va fi forma construcției și am să revin cu un nou update. Am revenit și am început aici structura, cam așa va arăta, asta va fi baza construcției, dar va fi destul de înaltă, așa că aceasta este doar baza și aparent iarăși rămânem fără hunger bar, ceea ce este o mică, mică problemă. Aici în laterale, pe unde am lăsat aceste goluri, o să vină lavă și o să curcă de undeva de mai sus și pe aici la fel, o să fie destul de interesant și chiar o să-mi placă, mie îmi place oarecum ideea și sper să vă placă și vouă. Să dați acolo mare like și de-astea. Deci acum va trebui să extindem puțin părțile astea și o să și vedeți voi pe parcurs de ce fac treaba asta. Și da, o să fie chiar foarte interesantă partea de sus a acestei construcții. O să fie așa, așa niște coarne, o zice, nu știu, o să vedeți voi. Să vedeți voi și să vă dați cu părere așa în secțiunea de comentarii. Acum, prin partea asta mai avem nevoie de niște stairs-uri de astea de blackstone, așa că o să iau destul de multe și o să vină, uite aici, aici o să fie puse și aici încă nu știu exact cum o să fac, dar văd eu cum fac ca să mai ies cu un bloc mai în afară și după să urc destul de mult și o luăm în laterale, cred, nu știu, o să vedeți voi în parcurs, probabil nu prea înțelegeți voi în momentul de față ce vreau eu să zic aici, dar o să vedeți asta pe parcurs și asta ar veni aici, cred că se potrivește destul de bine pentru intrare. Iar la intrare, interiorul, de fapt, o să avem aici 4 chesturi în care o să vindem ingaturi de netherite, ancient debris, chestia care ieșe din ancient debris și gold. O să vindem, poate să vorbesc cu Dark și o să
Vorbesc cu el ca să facă el refill-ul aici și să fie el cu goldul. Dacă tot are ferma aia de gold, să nu mă bag peste afacerea lui, să zicem așa. Și dacă e de acord, probabil o să vândă el. Dacă nu, pot să vând cu exact același preț cum are el acolo. Dar asta o să vedem noi pe parcurs. Deci, o să mă mai ocup puțin de interior și aici în laterală poate urcăm. O să vedeți voi pe parcurs la ce mă refer când zic urcăm și o să fie destul de înaltă. Deci cred că o să fac interiorul, o să-l termin în totalitate. Pe acest sus m-am gândit la niște mushroom light-uri care chiar arată relativ bine și uite că am aici câteva la mine. Mă gândeam că pot să vin cu ele, uite așa, odată în mijloc și după cumva în lateral să mai venim cu niște mushroom light-uri de astea, dar o să vedem noi cum le punem, așa că mă pun să lucrez aici la interior, să și termin preferabil și revin atunci cu un nou update. Acum am terminat și cu interiorul și cam așa a ieșit. Mie îmi place destul de mult cum a ieșit, dar aici o să mai vină niște lavă care o să curgă în jos, doar că momentan încă nu am pus-o, deoarece mai trebuie să lucrez în partea de sus și abia apoi putem să punem și lava și o să arate mult mai tare și cu lavă. Dar ca și în momentul de față arată chiar foarte, foarte bine și pe aceste chesturi o să fie pus itemul din chestul respectiv și o să dăm invisible light în frame ca să avem un efect destul de interesant, să arate mult mai ok, să zicem așa, și aparent ne atacă toți mai pe aici. Cine a aruncat? Bucată de iron? Hai că e bine, că e bine. Și cu ce monștri mai sunt pe aici, deoarece pot să distrug. Uite, creeperul ăsta, de exemplu, dacă stăteam cu spatele, venea frumos și mă exploda, să zicem așa, explodea pe acolo. Exploda în spatele meu și era destul de nasol. Acum am început să lucrez și la părțile astea din laterale și cam așa o să fie una din părți, dar o să continuăm destul de mult pe aici. Și asta este doar colțul, să zicem așa, și pe aici în laterale și prin mijloc și prin față o să urcăm destul de mult în sus și o să arate relativ interesant. Așa că mă apun să fac chestia asta pe fiecare colț și am să revin cu un nou update și după vă explic cam ce vreau să fac aici deasupra, așa că fac asta pe fiecare colț și revin. Cam așa arată și cu părțile astea făcute. Mie îmi place destul de mult cum a ieșit până în momentul de față. Și nu este sfârșitul, nu o să lăsăm așa. Hai să ne luăm și noi zborul frumos ca să ne uităm de sus cum arată până în momentul de față și deja e altceva față de ce a fost. Înainte a fost doar o chestie foarte, foarte mică, un mini shop și acum facem dita mai shop-ul aici. Ideea e că aici sus, deasupra, o să punem destul de multă lavă care să curgă prin aici, prin laterale și să umple toate aceste goluri. Uite, pe aici trebuie să băgăm ceva materiale. Uite, Blackstone, de exemplu, și va trebui să mergem să cumpărăm iarăși Blackstone, deoarece am cam rămas fără și o să avem nevoie de destul de mult chiar și în continuare. Deoarece o să fac niște chestii destul de înalte aici, nu știu exact cum să le denumesc. O să le zicem, nu știu, coarne, niște chestii ca și aici care să urce în sus și o să vedeți voi care e treaba cu ele în curând când mă apuc să le fac. O să fac două aici în față, acolo lateral care o să le extindem așa în două părți, la fel și aici două, la fel și aici. După care o să mai facem aici undeva și aici pe mijloc, dar acum o să ne apucăm de astea din lateral și de astea din față. Așa că o să merg să cumpăr niște materiale și după o să mă apuc ca să fac părțile astea de sus, destul de înalte și după ne ocupăm de chestiile alea din mijloc. Deci fac odată partea asta și asta din față, după alea din spate și am să revin cu un nou update în care vă arăt cam cum arată cu acele chestii făcute, acele coarne în ghilimele, să zicem așa. Acum că a făcut și aceste chestii, arată destul de interesant shop-ul și deja începe să prindă formă și eu zic că chiar arată foarte, foarte mișto până în momentul de față, dar încă nu e terminat, mai durează destul de mult, deoarece trebuie să facem niște chestii mai mari deasupra de care o să mă și apuc în curând și după ce am făcut chestiile alea putem să punem și noi lava aici sus. Deci o să încep să facă încă câteva chestii de genul de aici, aici, aici și aici, așa o să fie destul de înalte, mai înalte ca astea. Și cu alea o să cam terminăm partea de sus a acoperișului, care este mai neobișnuit din punctul meu de vedere, dar eu zic că arată destul de bine și oarecum este în tematica Netherite-ului, deoarece Netherite-ul se minează din Nether, în Nether sunt castele alea de piglini. Și cam asta am încercat să fac, o tematică de asta cât se poate de potrivită pentru Netherite. Cam asta a fost și ideea de început, că am folosit Blackstone. Și la început era un shop destul de mic, mic, foarte micuț, dar acum l-am făcut destul de mare. Și da, haideți să ne apucăm de toate treburile astea și în momentul în care le termin, am să revin cu un nou update.
Iar în momentul de față mai avem depus lava și în sfârșit terenul și noi cu construcția. Mi-a place destul de mult, arată destul de interesant, chiar foarte interesant. E ceva destul de diferit față de ce avem noi aici la spawn. Și da, asta a durat ceva până le-am construit, până le-am gândit oarecum cum să arate și cum ar arăta cel mai bine. Și eu zic că chiar a ieșit foarte, foarte mișto până acum și am încercat să fac toată structura astfel încât să nu se poată spawna niciun mob deasupra. Și singurul loc unde se pot spawna e aici puțin la intrare și cam atât, că restul va fi acoperit cu lavă și nu se va putea spawna nimic. De fapt, nu. Nu se poate spawna nici aici, deoarece e lumina de la lavă care o să vină acolo. Acum, în momentul de față, o să mergem să luăm vreo 6 găleți de lavă, cred că sunt suficiente, le punem pe alea și atunci, în sfârșit, terminăm cu totul. Așa că eu o să mă duc puțin până acasă, văd ce mai am pe aici. Am găleți, nu cred că am. Așa că merg până acasă și revin cu vreo 10 găleți de lavă ca să fim 100% sigur că e suficient, așa că revin imediat. Am venit aici echipat cu o grămadă de lavă și mergem să o punem acum și hai să vedem pe unde putem și noi să urcăm fără să mai folosesc rachete sau chestii de genul. Și uite că am reușit să urcăm pe aici. Ideea ar fi că dacă pun aici două de astea, ar trebui să o iei lateral și să nu am nicio treabă cu ele. Corect, bun, punem una și aici și atunci lava ar trebui să se distribuie în partea asta și să curgă acolo. Bun, acum că am terminat cu partea asta, hai să vedem cum reușim și noi să trecem pe aici. Bun, am intrat. Și facem treaba asta și în partea asta odată. Uite așa și venim în mijloc să ne uităm cum curge lava și dacă totul e ok și ar trebui să vină până aici, aici ar trebui să se oprească. Deci totul e ok până în momentul de față. Hai să adunăm astea odată și să venim cu lava. Uite aici în laterale și găurile sunt făcute din câte văd, dar nu e ok. Sau ok? Hai că e ok și le punem... uite aici. Așa, venim și partea asta altă, trecem pe partea cealaltă și facem aceeași schemă odată. Deci, astea vin puse frumos aici. Așa, după care va trebui să venim aici fix în mijloc și să punem 4 găleți cu lavă și va trebui să mă mișc destul de repede, deoarece va trebui să și plec de aici în același timp și uite că o să le punem pe astea două inițial și n-ar trebui să curgă către noi. Deci totul ar trebui iară să fie ok și după pe astea alte două care o să vină către noi. Și ar trebui să ies de aici cât de repede pot. Și cât de repede pot, hai că am ieșit, bun. Și lava asta curge doar până aici, serios, curge foarte, foarte puțin, ceea ce nu este prea ok pentru noi, dar ce trebuie să umplem și locul ăsta cu lavă. Și am rămas cu un bucket cu lava. Hai că nu e o problemă atât de mare, o să facem o schemă de asta. Și ar trebui să se umple pe aici cu lavă peste tot chiar. Asta curge încolo și aparent nu curge peste tot. Punem asta pe aici. Și facem o schemă de asta ca să umplem peste tot cu lavă, chiar și dacă în mod normal nu ar fi fost lavă pe acolo. Dacă o pun aici ar trebui să curgă încet, bun. Și acum să se distribuie și în părțile astea alte. Doar că e puțin, puțin mai complicat să zicem așa. Așa că mă ocup eu de aici cu toată treaba asta cu lava și am să revin cu un nou update. Am rezolvat și cu lava și cam așa arată momentul de față. Haideți să ne luăm și noi zborul să vedem cum arată toată treaba asta de sus și arată destul de interesant. Arată chiar foarte, foarte interesant. Hai să ne oprim aici deasupra shop-ul acesta dacă reușim. Și putem să trecem. N-am mai reușit să trecem până în partea aia, dar oricum eu zic că arată chiar foarte, foarte tare. Pe aici, prin laterale, totul este perfect. Lava s-a distribuit în mod corect și aici la interior avem lava asta, pe aici, pe afară, iarăși. Și mie îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit. Acum trebuie să avem grijă să nu dăm foc la ceva pe aici, deși nu prea cred că o să dăm foc la ceva. Trebuie să fim atenți la câteva chestii pe aici, să nu cumva ne trezim că dăm foc la vreo construcție pe aici, că ar fi destul de nasol. Și da, nu cred că o să dăm, deoarece sunt atent să nu poată să ajungă focul până acolo sau cine știe pe unde și văd că ne atacă mare zombi aici. Și hai să ne uităm spre shop-ul DM, deoarece ăla e cel mai apropiat și nu vreau să fac o prostie pe aici pe la spawn și nu cred că ar avea cum să ajungă focul, deoarece asta se duce până jos, pe acolo iarăși se duce până jos și pe aici nu are ce să ardă, deci nu ar trebui să fie nicio problemă. Și da, cam acesta ar fi și shop-ul, așa că ne rămâne să punem item frame-urile aici și o să și mergem până la blue să luăm niște item frame-uri. Și mai am diamante, știu că le-am băgat aici, cred că e un diamant topul că nu sunt sigur, parcă așa era. Așa că hai să mergem repede să vedem care e treaba și cu item frame-urile, deoarece, sincer, nu mai am chef să merg până acasă și prefer să vin până aici.
item frame-uri, știți că aici 8 item frame-uri în diamant. Perfect. Luăm de aici frumos un item frame și mergem să le punem acolo. Mi-am adus și mare anvil ca să facem prețurile pentru toate chestiile care o să le vindem aici. Deci hai să venim cu item frame-urile și o să pun un item frame de început aici. Sper că nu o să vină cineva să dea click și să ne sară, cum zice, titlul de proprietate direct în lava. Ar fi nasol, dar de fapt nu are cum să sară în spate, doar în laterale și sper că nu o să se întâmple chestia asta. Așa. Și venim odată cu titlul de proprietate care îl punem aici, deși ar trebui, de fapt hai să-l punem cu un bloc mai în afară să fim 100% că nu o să vină nimeni să de, nu o să arunce nimeni în lavă, să zicem așa, când dă click pe el. Deoarece se întâmplă să vină lumea să mai dea click, să vadă care e treaba cu item frame-ul ăla, cum stă cartea aia în aer și da, l-am pus acolo, cred că totul e bine, nu are cum să ajungă în lavă, asta e ideea principală. Bun, netherite-ul. Hai să venim să redenumim frumos aici. Așa, netherite. Așa, băgăm aici în față un 1. Egal 7 dmd. Dmd. Bun. Nu. Nu toate 21. Hai că era să fac o prostie destul de mare. Doar una, nu toate 21. Că era destul de nașpa să le redenumesc pe toate. De fapt, na, le redenumeam foarte simplu la loc, dar că, na, era nasol. Bun, 1, dăm aici mare egal, 7, dmd. Bun, ăsta e odată bucata de netherite care va veni aici prima. Hai să o și facem invizibilă odată. Unde e cartea? Frumos, facem item frame invisible. Bun, și hai să băgăm aici, va fi destul de nasol cu deschisul chestului, dar se va deschide de aici din laterale. Hai să-l punem ca lumea și de aici din laterale se poate deschide chestul frumos și aici băgăm netherite-ul pe care îl avem în momentul de față și avem destul de mult. După care aici o să vină Ancient Debris-ul. Ancient Debris par să zicem așa și gold-ul va veni aici. Gold-ul încă nu-l fac momentan, o să vedeți voi în episodul următoare sau nu știu, cândva o să vă aflați și gold-ul cum o să fie prețurile, doar astea două le mai fac cu Ancient Debris-ul și Ancient Debris-ul ars practic, prăjit să zicem așa. Bun, hai să le luăm de aici, deoarece știu că am câteva și atunci dacă 7 bucăți de, dacă un netherite egal 7 bucăți, să zicem că gold-ul folosit ar fi un diamant și atunci rămâne 6. 6 diamante pe o chestie de-aia, 6 diamante pentru 4 bucăți de Ancient Debris. Cred că așa va fi prețul. Deci, hai să punem acolo bucată și facem așa. Hai să punem așa. 4 Ancient Debris. Ancient 4 Debris mai simplu egal 6 DMD. Ceva de geniu. Prețurile sunt relativ ok, adică Ancient Debris se găsește mult mai greu decât diamantele și eu zic că e ok, 4 bucăți, 6 diamante, eu zic că e un preț chiar ok în momentul de față. Bun, item frame invisible și hai să punem aici câte 4 am zis, așa, 4 odată și ne rămân 3, 9 care o să rămână pentru restock pe viitor. Bun, hai să venim aici și să îl punem la loc frumos. Aici avem 3 bucăți și aici la chestia asta va fi tot la fel prețul. Deci așa, netherite scarp, hai să punem aici frumos 4 și tot așa egal 6 dmd. Egal 6 dmd. Cam astea sunt dmd. Bun. Cam astea sunt prețurile momentane, poate o să mai schimbăm noi pe viitor, dar în momentul de față cam ăsta va fi prețul pentru chestiile din acest shop. Dăm aici invisible. L-am făcut și pe ăsta invizibil și aici urmează să punem goldul pe viitor și o să încerc să vorbesc cu Dark, poate accept el să vândă aici și gold, adică să facă restock și aici la gold și să ia diamantele în totalitate, nu o să facem niciun parteneriat să dea mie jumătate sau ceva de genul, va lua el toate diamantele dacă acceptă să vândă el, dacă nu, cumpăr gold de la el și prepun aici și tot acolo suntem, dar da. Așa că cam acesta ar fi și shop-ul. Eu zic că e un shop destul de interesant și arată chiar foarte, foarte bine pentru început. Designul ăsta mie îmi place sincer. Am încercat să reflec oarecum castelele alea din Nether, care nu neapărat seamănă cu asta,
dar sunt făcute așa, generate mai random și chestii de genul, așa că cam asta a ieșit pentru noul shop de Netherite, nivelul 2, să zicem așa, l-am evoluat de la nivelul trecut, care era nivelul 1, să zicem așa, și poate va urma și nivelul 3 sau 4, 5, cine știe, nu știu, momentan ăsta e shop-ul și dacă o să mai vină o idee să-l modific mult mai tare, să-i schimb aspectul foarte tare, să fie ceva mult mai mișto, poate facem pe viitor, dar momentan ăsta va fi shop-ul nou de Netherite, în care vindem și Ancient Debris și Netherite Scarp și Gold o să fie acolo. Aici avem câteva mase de-astea de lucru pentru cei care vin să cumpere de aici în Netherite să poată upgrada itemele direct aici. Deci, da. Cam acesta a fost și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați like, share, subscribe, ce vreți eu cu voi acolo. Sper că vă place ceea ce am făcut episodul de astăzi. Mie îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit noul shop de Netherite, deci ceva foarte diferit față de ce a fost. Și da, eu am fost din nou și ne vedem în live-ul sau în episodul următor.